Mai mult de jumătate din recomandările Curții de Conturi nu sunt îndeplinite, iar rezultatele activității sale nu sunt utilizate de autoritățile statului. Cel puțin așa declară membrii Centrului Analitic Independent Expert Group. Potrivit acestora, toate rapoartele publicate de centru conțin mențiuni și opinii de audit cu rezerve privind diverse irregularități depistate în urma auditului efectuat. În primele două trimestre persistă în timp. Aceasta denotă un nivel scăzut de implementare a recomandărilor curții, concluzia la care am ajuns și noi într-un raport. La fel, membrii Expert Group au ținut să atragă atenția asupra faptului că în mai multe instituții de stat lipsesc sistemele de control intern, cum ar fi în cazul Băncii de Economii, dar și altora. În cazul Băncii de Economii, aceasta a dus la lipsirea băncii de aproximativ 20 milioane lei. De pe urma gestionării ineficiente a resurselor care au fost alocate operațiunilor de dare, luare în locațiunea unor bunuri imobile. Rezultatele centrului arată că sunt necesare intervenții urgente din partea mai multor autorități publice pentru asigurarea eliminării practicilor viciate, dar și asigurarea interesului public. Statul nu are bani ca să-i piardă. Statul pierde banii noștri. Parlamentul trebuie să reacționeze de fiecare dată atunci când se constată încălcări grave la instituțiile guvernamentale. Prochnitsky a ținut să atragă atenția și asupra faptului că Curtea de Conturi trebuie să-și consolideze parteneriate strategice cu societatea civilă și mass media pentru a putea asigura o informare cât mai detailată despre activitatea sa. Trebuie reinventat politica de stat de administrare a întreprinderilor publice, pentru că ce se întâmplă astăzi în sfera întreprinderilor publice este orice mai nouă activitate care ar fi ghidată de interesele economice. La final, membrii Expert Group au precizat că autoritățile nu întreprind nimic pentru stoparea acțiunilor de cheltuire a banilor publici care sunt risipiți.